Participarea la discuții prin prezentarea de informații, idei, sentimente, puncte de vedere, pornind de la un text literar. Clasa a șasea. Învățarea prin imaginație. Clarificări înainte de a începe. Pentru ce să participați la discuții? Cu ce scop să vă exprimați sentimentele, să formulați idei? Cu ce vă ajută să vă formulați punctul de vedere la un anumit moment? Încă un text literar? Opriți resursa video cât timp dezbateți. Ce vă propun? Ascultarea unui fragment de text literar cu suport scris, exerciții care vă conduc la descoperirea informațiilor, ideilor, sentimentelor, exprimarea unor puncte de vedere pentru a participa la discuție. Am pregătit un fragment din Poștașul de Lucia Olteanu. Ieri poștașul ne-a adus un plic albastru, gros și cam îngânfat. A călătorit nițel. Avea 10 timbre lipite pe el. Când curioși ne-am apropiat de scrisoare, am simțit miros de melci, de vapoare. Venea de pe mare. Dar așa uscată? Fără apă? Fără sare? De mirare. Era plină în schimb de soare. Când am desfăcut plicul umflat, ne-am speriat puțin. Putea să sară din el, nu-i așa, o balenă, un rechin. Dar înăuntru nu erau fleacuri dintre astea, ci glume, multe și bune, trimise de Nelu, vecinul nostru marinar. Ne miram chiar cum de hohotele de râs, veselia, n-au rupt hârtia. Dar, odată scăpate din strânsoare, au sărit din scrisoare și au pus până și scaunele și farfuriile în mișcare. Câtă veselie a revărsat în casă plicul poznaș adus de poștaș. Sper că v-a plăcut. Scrieți un cuvânt care să exprime ce ați simțit pe parcursul lecturii și la sfârșit. Posibile răspunsuri. Veselie, nedumerire, curiozitate, uimire. Ce înseamnă o scrisoare? Puteți să scrieți și voi ce înseamnă o scrisoare. Transcriem din text citate referitoare la plic. Albastru, gros și cam îngânfat. Și plic, poznaș. Scrisoare. A călătorit, avea miros de melci și de vapoare. Continuați. Extragem din citate informații, idei, sentimente, stări. Familia a primit o scrisoare lungă. Informație. Epitetele personificatoare, plicul îngânfat și poznaș, exprimă stările celor care au primit plicul. Numiți-le. Scrisoarea vine de departe. Informație. Lucrați în perechi, dacă e posibil, citatele rămase și tot ceea ce considerați relevant din text. Diferențiați între informație și idee. Continuăm exercițiile. Transcrieți cuvintele care au legătură cu marea. Care a fost mijlocul prin care vecinul Nelu le-a trimis glumele? Vorbiți între voi despre ce vești, povești putea să conțină scrisoarea. Formulăm puncte de vedere. 1. Scrisoarea este un mod personal, creativ, de impact, de a comunica. Alt punct de vedere. Este mai comod, mai iute, mai de impact să comunici prin scrisoare electronică. Alt exemplu. 3. Putem comunica și prin e-mail și prin scrisori în format fizic, adaptându-ne la context. Aplicație. Plecând de la fragmentul din Poștașul de Lucia Olteanu, participați la o discuție pe tema Scrisoarea, o modalitate de comunicare, incluzându-vă punctul de vedere.
veți avea în vedere următoarele criterii. Nu vă speriați, doar două criterii. 1. Veți completa punctele de suspensie cu adjectivul considerat potrivit de voi, exemplu, scrisoarea o modalitate de comunicare plăcută și personală. 2. Punctul de vedere va conține referire la informații, idei, sentimente legate de tematica abordată. Fișă de evaluare. Elevii care participă la discuții vor fi împărțiți în 3-4 grupe. Alți 4 elevi din clasă vor fi evaluatori, observatori. Vor primi o fișă cu numele elevilor și cu criteriile și vor nota cu plus sau cu minus intervențiile fiecăruia. La sfârșitul activității e important să vă oferiți feedback. Provocări. Ați primit vreodată o scrisoare adusă de poștaș? Ați trimis vreuna? Trimiteți-le scrisori rudelor voastre. Propuneți unui profesor să realizeze o activitate în care să faceți un schimb de scrisori cu elevi din țară sau din străinătate pe o temă legată de educație, cultură, localitate, pasiuni și altele. Bibliografie. Mulțumesc!